În Petroșani, noul sezon de încălzire centralizată a fost inaugurat luni, odată cu primele probe ale sistemului. De marți, cei circa 2000 de abonați rămași la SECE Termoficare S.A. vor avea și căldură. În urma deciziei Consiliului Local, compensarea pentru gigacalorie ce se acorda din bugetul de stat va fi acoperită din bugetul local. La Petroșani nu vor fi probleme. Noi suntem pregătiți și cu atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere financiar. Am înțeles că, sigur, avem datorii, dar avem un grafic de eșalonare semnat cu cei de la Termoficare Paroșeni și astăzi, din cursul zilei de astăzi, vom da drumul la căldură. Dintre cele 6 localități ale Văii Jiului, la sistemul centralizat de furnizare a agentului termic pentru încălzirea locuințelor, sunt branșoate doar 3. Dacă locuitorii Petroșaniului vor avea și în această iarnă apă caldă și încălzire, de unele probleme se pare că vor avea parte cei din Vulcan și mai ales Lupeni. Cei din Lupeni s-ar putea trezi că în această iarnă vor rămâne în frig, chiar dacă au achitat în avans, prin bonuri de cărbune, costul facturii la termoficare.